vedere culegere. Ca să stau eu fața la ganiță. Oțel a marcat repede și apoi s-a închis jocul. N-am putut ajunge, din păcate, la Galați. Era cam greu să fiu la Galați și apoi să fiu la Rădăuș. O pasă bună, să vedem Stoian. Șut Stoian și 1-0, deschidere rapidă de scor aici. Ionel gol Bucovina Rădăuș. Primul altul decât cu numărul 9, Stoian Ionel, înscrie în minutul numărul 4 al primei repede. Bravo Ionele, hai CSM Bucovina! Da, Ionel Stoian așadar deschide scorul, a fost o pasă excelentă. Un pic galeria celor de la Rădăuți. Vedem aici pe Hagiu, cursă bună. Hagiu, fostul jucător al celor de la Sporting Junior, scoate la Sârbu. Sârbu excelent de drumul la Codreanu, alt jucător de la Sporting Junior. Vedem Codreanu, centrare bună și e incredibilă ratare. Excelentă centrarea. Chat. Gureanu se gătește. Da, e o schemă. E o schemă, s-au făcut că nu se înțeleg, dar schema era clară. Și trebuie Bărădoa și aproape de a le ieși schema. Vedem Stoian, de drumul bine la minge, o șansă bună. Vedem o centrare foarte bună acolo, Stoian din plonjon, spectaculos, însă pe lângă poartă. Încep încet, cei de la Dăuși probabil vor expugni. Atac în 3 făcut de la juniorul. Se vede minge scoasă la Rotaru, sigur Rotaru. Burghele scoate bine Burghele, Hagi ușor la colțul lung și Udeanu din nou. A doua intervenție a lui Udeanu. Vedem aici Ungureanu, se Ungureanu cu Ungureanașu, un duel interesant. Ungureanașu se întoarce bine Ungureanașu. Să-l vedem pe Ungureanașu. Șut Ungureanașu să în bloc. Rădăuți și Ungureanașu. Vedem o Codreanu bună, centrare, reluare! Poleu, dar peste poartă. Un alt loc va fi pentru Foresta. Să vedem o pasă excelentă în spatele prării. Ce preluare și... peste, a zis că e în poartă. E și el pe banca de rezerve, Paul. Șut excelent, Bucanu și Udeanu. Cred că Hagiu e cel care a șutat, da? Acolo Tarsin. Tarsine, să vedem, lasă bine avantaj. Șansă mare, șut Timur! Salvează Timur aici, șutul lui Ungureanu, e excelent Timur. Religia sportului și de ce nu? Cum au făcut-o deja doi astăzi. Să vedem aici, pasă bună și a căzut ușor, dar recuperează Ungureanu, se opresc cei de la Broduc, inexplicabil. Șutul lui Stoian însă pe lângă. A fost o primă fază încă din secunda 3. Burghele văd că a luat banderola pe mână, să vedem Hagiu și iese Udeanu din nou, excelent și blochează. Din ce știu avea îl ținea ceva, să vedem Ponea, viteza lui Ponea, nu-l prinde nimeni pe Ponea, Ponea și Udeanu alunecă, da, nu-l cunoaște lumea pe Ponea. Fanache preia aici, Fanache e un jucător foarte tehnic, să vedem pe Fanache, șutul lui Fanache însă pe lângă poartă. De la Fanache, să vedem pe Fanache. Tanache a jucat în Liga a doua pentru Poliaș, cred că a debutat și în Liga a primii și sigur șut bun al lui Ungureanu! Să vedem aici, Mocanu, șutul lui Mocanu, sunt blocaj, mi-a sărit la Hagiu, șutul lui Hagiu Bărădoa și Udeanu!
Incredibil, Udeanu, cum a scos-o pe asta Udeanu, Burghele din 3 metri, din 3 metri trimite și Udeanu, ce intervenție! Dau de Udeanu, în formă maximă. Ponea, recuperare, Ponea, să vedem. Ponea pasa, însă nu este cea mai bună. Și patinoar. Vedem, Afanache, vede, aici pe Ungureanu. Ungureanu și marchează. Ungureanu marchează. Gol! Minutul 9, al reprizei a doua. Cine scrie? Nimeni altul decât Radu Ungureanu! Bravo băieții, 2-0! Se poate, mulțumim galeriei Vultani, sunteți la înălțime ca de fiecare dată lângă această echipă. Hai Bucovina, hai Rădăuți! Vedem șutul lui Mocanu însă, pe direcția lui Udeanu și preluare greșită acolo, să vedem. Centrare pentru jos, însă intervenție peronată, a respins un adversar acolo, reușește Mocanu să respingă un șut al lui Udeanu, dar peste poartă. Defilează Ceahlăul, să vedem, pasă bună Ponea din nou, viteza lui Ponea, se întoarce Ponea, întoarce mingea la Grigoriu. Grigoriu își face greșit balonul, șut, însă Udeanu reține, n-a fost un șut foarte mult. Grigoriu trebuia să tragă din prima acolo. Recuperează Ponea, să vede pe Ponea. Nu reușește Ponea să întoarcă, pe la urmă pasează acolo la Mocanu, se luptă Mocanu cu adversarul, șut. Însă în blocaj, nu intră. Și în primul meci cu Foresta, Sonia a arătat o ocazie imensă. Să vedem o minge aruncată în spatele apărării, viteză superioară. Și cartonaș pentru Sonia, într-o poziție grea. Vedem cartonașul. Roșu pentru Sonia. Șut pe poartă, pe colțul portarului, dar Timur reține. Da? Vedem minge scoasă, a fost o schemă, șutul însă peste. Pentru capitanul echipei noastre, Mugurel Florescu. Transferuri. Vedem acolo, pierde Timur. Reușește să-l întoarcă, excelent, șut pe scurt, bară! Un șut în blocaj. Centrare bună, reluarea lui Sârbu, dar direct în brațele lui Udeanu. Sârbu cu intervenție excelentă, Sârbu. Sârbu recunoscut că bagă materiale. Mocanu, ce trecere Mocanu! Ce trecere și ce pasă Mocanu acum! Minge scoasă la Grigoriu, să vedem șutul lui Grigoriu pe scurt, dar pe lângă poartă. Mulțumim spectatorilor, mulțumim galeriei care este alături de această minunată echipă la fiecare meci, atât acasă cât și deplasare. Următorul meci îl vom avea în deplasare la Mercuraciuc, după care cu Dante Botoșani.